2020, Partidul USR a făcut o serie de propuneri pentru cartierul Bartolomeu. Un parc nou și locuri de joacă pentru copii. Unde? Unde e parc nou? Da, s-a lucrat, s-a reamenajat un pic parculețul aici, plus celelalte parcuri pentru copii. Un parc nou și locuri de joacă pentru copii. Păi, parc nou care? Că parcul ăsta l-avem de când ne știm noi și de pe timpul domnul Scripcaru și a echipei dumneavoastră când s-a făcut, cam ce s-a făcut pe aici, s-a făcut odată cu cât a fost domnul Scripcaru. Transportul public eficient, ar fi bine ca 25 să circule mai des. Că e un cartier mare. S-ar fi propus să bage o mașină pentru Avangardă Răcădău, în partea aia altă, dar văd că au rămas cu propunerea. Este mai bun acum, eu sunt cu mașina personală, dar am observat că s-au făcut modificări. Aveți și piste de bicicletă în zonă? Nu este. Piste de bicicletă n-am văzut, deci nu este momentan așa ceva. Acum trebuie să fii și un pic atent, și părinții, și copiii, că mai trec pe lângă stradă, pe lângă trotuar, să nu se lovească de o mașină. Grădiniță și creșă aveți? S-a făcut? Da. Alea sunt făcute mai demult. Creșă, grădiniță pentru copii? Nu. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere există la dumneavoastră în cartier? Da, există de mult, de mult. Alea de gunoi nu, ce s-a băgat acum pentru la marketurile astea, dar sunt alea de gunoi care la spicul ăia acolo chiar nu e selectiv. Pune fiecare tot. Aveți aparatul alea verzi cu cartelă? Nu. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere? Văd că acum se mișcă ceva cu tare cu colectarea selectivă, dar la nivelul în care să preconiza și tare, nu s-a făcut. Toaletarea la copaci s-a făcut așa cum s-a făcut. Poate să rupă firele de la curentul electric, de la asta. Mai multă curățenie, atâta vrem. Legături noi cu orașul? Păi nu. Noi ne-am chinuit și am tot vrut să facă o trecere peste ferată. Ferată, o intrare către Poiana în sus. Toate inițiativele astea au fost nici băgate în seamă, nici duse cumva într-o anumită fază de inițiativă de cutare. Ignorate, dar nu înțeleg de ce, pentru că, bă, până la urmă te bagi într-o chestie, faci ceva, te alege cineva, bă, gândește că te-ai ales pentru comunitate, nu pentru tine să te nu știu ce. Bă, și dacă nu poți și nu ești, nu te mai băga, frate, du-te acasă. Mie nu vorbesc cu răutate. Eu sunt de câțiva ani în cartier aici și nu m-am mai implicat și eu în chestia asta. Știu cât e de greluț să te faci, să te chestii, dar le duci până la capăt și le faci. Pentru tine, pentru copiii tăi, pentru mai departe să fie. N-am văzut așa ceva. Ce am putut să mai facem, am făcut noi. De aici s-au mers din ce a fost din vechi, de pe timpul mandatului Scripcaru, am mers în continuare. Mandatul ăsta, să mă ierte Dumnezeu, eu n-am văzut oameni gospodari, nu știu, ori fi vreun poate să facă ceva, dar să mă ierte Dumnezeu, n-au nicio chestie cu administrația, nu sunt oameni. Ca să faci administrație, trebuie echipă, n-ai echipă, nu faci. Noi am văzut că nu se fac, am pus mâna și am făcut noi ce am putut, că din chestia provizionelor nu s-a făcut. Și acum nu că facem, nu s-a făcut, l-așteptăm pe domnul Scripcaru, am avut echipă, facem echipă cu dumneavoastră, poți să faci. Aici n-ai cu cine, e multă gălăgie și nu se face treabă, îmi pare rău. Mulțumesc foarte mult! E o zi bună, Doamne ajută! Doamne.